Universitatea Politehnică Timișoara a dat startul campaniei de admitere, iar în acest context sunt în derulare o serie de activități. Caravana UPT prezintă oferta educațională în liceele din jumătatea de vest a țării, meditațiile gratuite la matematică, informatică, chimie, desen vin în sprijinul elevilor atât pentru examenul de bacalaureat, cât și pentru admiterea la facultate. Concursurile din cadrul proiectului Universitatea Politehnică Timișoara – Un pas spre viitorul tău pot asigura un loc fără a mai susține examenul de admitere. Porțile celor 10 facultăți sunt mereu deschise pentru liceeni. În prezent sunt în faza finală pregătirile pentru participarea la târgul educațional Timișoara – A tu pentru educația ta. Ofertele pentru admitere sunt multe, dar cei care aleg Politehnica Timișoreană o fac pentru calitatea actului educațional, pentru că cei care își dau silința pot câștiga cele mai mari burse pentru șansa de a face practică la cele mai faimoase companii, pentru că au la dispoziție cea mai modernă bibliotecă din țară, cea mai mare bază sportivă, locuri în cămine pentru toți solicitanții, iar cel mai important, pentru că la absolvire 96 dintre ei își găsesc un loc de muncă bine plătit în specializarea pe care și-au dorit-o și au urmat-o. De altfel, 70% dintre studenții UPT nu sunt timișoreni, dar rămân aici după absolvire. Rămân pentru că orașul cel mai industrializat din țară și cu cel mai mare potențial de dezvoltare viitoare le oferă perspectiva unei cariere de viitor. De altfel, pe plan mondial, național, regional și local, este nevoie acută de ingineri, nu doar în IT, ci în toate domeniile alături de specializările adiacente, cum sunt managementul, arhitectura sau comunicarea. Rata mare de angajabilitate a absolvenților are legătură și cu relația dezvoltată de Universitatea Politehnică Timișoara cu marile companii din regiune, majoritatea reprezentate și în comitetul director al UPT, ceea ce asigură oportunități foarte bune de practică, laboratoare dotate la cele mai înalte standarde, sprijin în derularea de proiecte și ulterior, după absolvire, un job potrivit specializării.